este o întâlnire de bun augur, este o întâlnire, aș putea să zic eu, chiar festivă, pentru că mi-aș dori ca, începând de astăzi, să inaugurăm cu o serie de acțiuni de acest fel în comunitatea Câmpineană. Acționarul majoritar, Mihai Anastasescu, și grupul de firme Neptun, Soceram, Medin Farm și Forja Neptun, vin cu generozitate, cu o propunere, cu o ofertă de sponsorizare pentru instituțiile publice din municipiul Câmpina. Fac acest lucru în contextul pandemiei actuale, perioadă în care multe categorii sociale au avut de suferit. Sunt cazuri deosebite, cazuri limită, pe care noi la primărie le cunoaștem mult, sunt sigur că și dumneavoastră, și în aceste, și chiar cei de la școli, de la spitale, și în aceste condiții se simte nevoia unui ajutor. Unui ajutor care, pe lângă ajutorul pe care îl dă guvernul, pe care îl dă primăria și, eu știu, casa de asigur de sănătate și așa mai departe, un ajutor care, dacă vine din partea unor sponsori, înseamnă mare lucru. În România, această acțiune de sponsorizare, de voluntariat, nu este foarte dezvoltată, așa cum se întâmplă în țările occidentale. Sunt convins că în decursul timpului se va dezvolta, trecând de la epoca comunistă la cea de astăzi, este și normal ca oamenii să fie prudenți. Dar încet, încet, această acțiune de mecenat se răspândește și apare din partea diferiților agenții economici. Adică sunt agenții economici care au o forță economică mare și care își permit să facă astfel de acțiuni. Acțiunea este binevenită în contextul pandemiei în municipiul Câmpina, pentru că ne referim la municipiul Câmpina, mai ales în cazul acțiunii de care vorbim astăzi. Sponsorizarea se face pentru unitățile de cult din municipiul Câmpina și are o valoare de 50.000 de lei pentru biserică sau pentru unitate de cult. Acum pot fi și mici, eu știu, variațiunea acestei sume în funcție de numărul de credincioși, de nevoile pe care le are fiecare biserică. În mare, sponsorizarea se adresează bisericilor, care la rândul lor, cu siguranță, pot identifica niște cazuri sociale. Sunt sigur că dumneavoastră, în activitatea pe care o aveți, aveți o listă, cunoașteți niște credincioși cu nevoi deosebite, cu posibilități precare sociale și care trebuie ajutați. Pentru acești oameni se face această sponsorizare, pentru cei care au nevoi sociale deosebite, iar dumneavoastră, fiind numai niște lideri de opinie, fiind niște buni cunoscători ai comunității, prin relația strânsă pe care o aveți cu oamenii din fiecare cartier, sunteți rugați să participați, să mediați această acțiune. Ca urmare, în principiu, și astăzi discutăm doar principiul și ideile acestei acțiuni, dumneavoastră puteți găsi, și ar fi bine să găsiți niște persoane care să aibă nevoi sociale deosebite, prin asta înțelegând multe lucruri, și după aceea, trecând de această etapă care se întinde, să zicem, între 1 octombrie și 1 noiembrie, sponsorizarea se va face de la 1 noiembrie încolo, către dumneavoastră și către persoanele cu nevoi deosebite. Sunt convins că dumneavoastră puteți acoperi această plajă și că ați mai avut deja, sunt sigur că ați mai avut deja astfel de acțiuni și de ajutorare și cred că va fi ușor să găsiți o listă de persoane cu nevoi și cu probleme. Mă gândesc că această acțiune de sponsorizare, în cazul ăsta, va fi foarte, foarte largă, pentru că cazurile de acțiuni sociale sunt
De multe feluri. Adică pot fi, eu știu, niște femei cu mai mulți copii care nu au venituri. Pot fi niște oameni bătrâni care au venituri mici și au probleme de sănătate. Pot fi niște oameni care poate au nevoie de un tratament medical și n-au bani să-l facă. Pot fi oameni care ar trebui ajutați să-și repare puțin locuința sau, eu știu, să-și procure niște obiecte de strictă necesitate pentru traiul lor. Poate că sunt, deși și școala vine cu o ofertă de tablete, de laptopuri pentru elevi, poate că sunt și tineri care ar trebui ajutați cumva să învețe și nu au posibilități. Și aici este un caz social, adică dacă ne referim la persoanele de orice vârstă, sunt convins că sunt cazuri care pot fi acoperite. Și pentru asta dumneavoastră sunteți rugați să intermediați, adică, cum să zic, pâinea și cuțitul este la dumneavoastră acum, dumneavoastră veți primi sponsorizarea și mai departe vă veți adresa către aceste familii. Mă bucur că sunt aici reprezentații Bisericii Ortodoxe Române, avem și un reprezentant al Bisericii Adventiste și mulțumesc pentru participare, ca și dumneavoastră. Iar celorlalți rog pe domnul, pe pastorul prezent să transmită deci celorlalți informații pe care noi le transmitem acum, pentru că au fost invitați aici și pastorii adventiști, penticostali, de la Biserica Baptistă și, evident, pastorul de la Biserica Catolică, care este cu siguranță ar fi venit, dar este plecat la Ploiești. Are o acțiune la Ploiești și n-a putut să participe. Deci de dumneavoastră știm, de ceilalți nu știm foarte bine de ce n-au venit, dar nu cred că este o acțiune de respingere a acestei propuneri, ci este doar pentru că poate fiecare a avut ceva foarte important de făcut în acest moment. Cam asta este ideea pentru care ne-am întâlnit. Acum, fiind o idee foarte largă, dumneavoastră aveți posibilitatea de a propune un mod de lucru, o procedură, nu știu dacă se face o procedură, se propune un mod de lucru și dumneavoastră, fiecare de la casă acasă, puteți veni cu diferite propuneri, de diferite feluri, pentru că cazurile sociale, încă o dată, sunt de foarte multe feluri și sunt multe nevoi sociale în România, ca și în alte țări. Peste tot sunt astfel de nevoi. Eu vă mulțumesc pentru prezență și aș vrea să rog reprezentantele acționarului majoritatea la aceste firme să ne spună câteva cuvinte, vorba de Grațiola Pârvu și Florentina Cimuca, care ne vor prezenta, eu știu, niște detalii, dacă doresc, anume despre partea tehnică. Dacă nu, rămâne să ne spuneți dumneavoastră care este punctul dumneavoastră de vedere și să vedem cum să trecem mai departe. Menționez faptul că la această discuție presa care este prezentă, cele două ziare care sunt reprezentate aici, joacă rol și de fapt sunt înscrise în categoria actorilor la societate civilă. Deci, împreună cu dumnealor se vor face toate aceste acțiuni, dumnealor vor participa la toate hotărârile care se vor lua, vor avea cunoștință de lista persoanelor și în măsura în care, eu știu, comunicarea datelor caracter personal se poate face și lista cu persoanele se poate publica sau nu. Nu știu cum se va întâmpla lucrul ăsta, rămâne să vedem ulterior cum putem face astfel încât acțiunea să fie cunoscută, dar să respectăm și legea. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și prezența și de faptul că eu sunt aici este și colegii mei de la Direcția Economică, este doar, cum spunea Părintele Izvoranu, să încercăm să fim un garant al seriozității și, cum să zic, modului corect în care se vor desfășura lucrurile. Vă mulțumesc! Timp
de firme Neptun, Soceram, Forja Neptun și Medinfarm S.A. Vă comunicăm exact ceea ce și domnul primar va informa mai devreme, că s-a decis această sponsorizare a a bisericilor cu suma maximă de 50.000 de lei pentru fiecare biserică. La acest moment, detalii tehnice nu avem cum să discutăm, întrucât dumneavoastră sunteți cei care știți cel mai bine în fiecare parohie ce sunt, care sunt persoanele defavorizate, care sunt persoanele care au nevoie de ajutor. Din acest motiv s-a și ales această variantă de sponsorizare prin intermediul bisericilor, pentru că sunteți cei mai în măsură să cunoașteți persoanele defavorizate. Urmează să discutăm un pic, să ne puneți întrebări, mai bine zis, dacă aveți la acest moment. Dacă nu, o să identificați în teritoriu ce nevoi sunt și săptămânal vom avea întâlniri la care vom discuta concret pe ceea ce ați identificat și ne veți putea pune întrebări. Vă mulțumim! Dacă din partea presei dorește cineva să mai ia cuvântul, atunci urmează să discutăm un pic despre acest demers ce va începe de astăzi și să stabilim modul de conlucrare. Principala predică a bisericii noastre este dragostea. Ori manifestarea dragostei în zilele noastre se face în primul rând prin milă, prin întrajutorare. Noi în Câmpina avem un mare avantaj, și anume un grup de firme care aparțin unui domn cu suflet mare, domnului Mihai Anastasescu, acest grup de firme care în mai multe rânduri a sprijinit, a ajutat conform dragostei și milei. Lucrul acesta s-a întâmplat și anul trecut, lucrul acesta s-a întâmplat și anul acesta. Școlile, spitalele, dar și toți săracii din municipiu s-au bucurat și au primit acest gest al dragostei, care a însemnat o bucată de pâine mai proaspătă pe masă. De aceea, pentru noi, ca slujitorii bisericii, ca slujitorii Sfintei Liturghii, dar mai ales ai liturghiei de după liturghie, adică milostenia, fapta bună, dragostea și întrajutorarea, este o onoare, este o șansă, este o mândrie sfântă că putem să ne alăturăm acestui eveniment. De aceea, prin intermediul dumneavoastră, vreau să mulțumesc sponsorilor, vreau să mulțumesc tuturor celor care se implică în aceste activități deosebite și le transmit rugăciunile și urările de bine ale celor care cu lacrimi în ochi au primit o bucată de pâine mai bună. Vă mulțumesc!